Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre care sunt șansele reale ale unui atac nuclear rusesc împotriva Ucrainei. Probabil că ați văzut în ultimele luni foarte multe amenințări, unele directe și unele mai valoate, ale diferitor oficial ruși și mai ales persoane neoficiale, comentatori și acoliți de a lui Putin, gen dictatorul cecen, Ramzan Kadyrov, care conduce cecenia cu mână de fier. Um, amenințări în sensul unui uh, atac nuclear și îndemnuri uh, uh, către Putin să folosească arme nucleare în Ucraina. Um, și o să explic de ce uh, au apărut aceste amenințări, de ce se fac aceste cereri către Putin uh, și o să vă explic de ce cred eu că sunt șanse zero ca uh, elitele ruse conduce ruse, că nu numai Putin poate să o așa ceva, um, de deci ce sunt șanse zero ca Rusia să folosească arme nucleare în Ucraina. Acum trebuie să facem la început o mică distinție. În general, toți cei care au vorbit pe acest subiect au îndemnat la folosirea armelor nucleare. Au mers pe varianta și aici Kadyrov spune Rusia trebuie să folosească o armă nucleară cu randament scăzut în Ucraina. Este o diferență importantă. Au îndemnat la folosirea armelor nucleare tactice, nu la un război convențional, clasic. Au fost și comentatori, da, mă rog, persoane total neimportante care mai mult Um, vorbeau să afle întreabă sau să impresioneze pe cei slabi de îngeri uh, care au îndemnat la un atac nuclear, nuclear total împotriva Occidentului, ceea ce ar fi un dezastru pentru întreaga omenire, dar credeți-mă, șanse zero să se întâmple așa ceva. După cum o să vă explic imediat, în șanse zero să se întâmplă și un atac nuclear tactic în Ucraina, doar împotriva ucrainilor, de către ruși. Uh, ce înseamnă un atac nuclear tactic? Uh, spre despre de un război clasic care distruge totul, bombele nucleare tactice au fost dezvoltate de ruși de americani în timpul războiului rece uh, acționează pe o zonă mai redusă, provoacă daune mai mici. să-și Sunt concepute în principal pentru a sparge linia frontului. În războiul rece uh, rușii se gândeau că uh, dacă vor ataca vestul, cum era planul din Germania de Est și din uh, ceoslovacia de atunci să meargă spre vest, se vor împotmoli și vor avea nevoie de arme nucleare tactice care le dai într-o anumită zonă unde sunt concentrate trupe inamice, îți aduci apoi diviziile tale dotate cu echipamente speciale care să reziste la radiații și spargi frontul și înaintezi. Cam asta ar vrea să facă ei în Ucraina. Însă Rusia în ziua de astăzi nu are resursele URSS-ului, nu are divizii echipate cu echipamente speciale, Uh, niciun caz într-un număr suficient de puternic ca să-și protejeze soldații, să nu moare și soldații lor. Nu, nu că le-ar păsa la ruși de soldații lor, credeți-mă că ați văzut, dacă cei care urmăriți puțin se întâmplă acolo, sau care știți istoria rusă, știți că rușii nu pun preț pe viețile propriilor oameni, conducătorii ruși. Uh, însă, totuși, nu pot să trimiți... Um, soldați neechipați să înainteze într-o zonă care tocmai a fost bombardată nuclear, chiar cu uh, arme nucleare cu randament scăzut. Um, deci, din, din, acest punct de vedere este o diferență notabilă într-un război clasic care ar fi distrugător pentru toată lumea și ce îndeamnă acești oameni sau ce amenință acești oameni. De ce se fac aceste amenințări? În primul rând, ele au început de câteva luni, de când doare, exact din momentul în care Rusia a început să fie înfrântă pe câmpul de luptă convențional în Ucraina. Lucru de neimaginat la începutul conflictului, Rusia a fost oprită și apoi a fost dată înapoi în multe zone. Și atunci, rușii Uh, apelează la ce ei cumva un fel de uh, backup, să spun așa, da, de asul din mânecă, arsenal nuclear. Rusia are cel mai mare arsenal nuclear în acest moment, uh, 5977, SUA e pe locul 10428. Uh, mă rog, diferențele sunt insignifiante, la nivelul ăsta, întreaga omenire s-ar transforma într-un uh, uh, vulcan radioactiv, deci n-am supraviețui, foarte puțin oameni au supraviețui, nu vreau să ne. Gândind la așa ceva, șansele sunt uh, zero. Uh, însă Rusia are arme nucleare, este o putere nucleară, prima putere nucleară a lumii. În alte domenii, după cum am văzut ce se întâmplă în Ucraina, în multe domenii sunt în urmă, au rămas în urmă. Am făcut multe videoclipuri despre, despre puterea rusă, de cădere, este în de decăderii. Nu mai repet acum detalii, dacă vreți, urmăriți pe canal videoclipurile făcute de mine și înțelegeți ce se întâmplă cu Rusia și de ce Rusia va pierde cu siguranță acest război, într-un fel sau altul. Um, dar au cel mai mare arsenal nuclear, și atunci. Ucraina nu are un arsenal nuclear, și atunci, domnule, ce avem în Că Avem uh, arme nucleare, hai să amenințăm pe vest, să-i speriem, să facem, să blafăm, practic, este un blaf. Și pe ucrainieni, noi putem înfrânge pe câmpul de luptă clasic cu tancuri, aviație, artilerie, uh, hai să-i amenințăm nuclear, poate, îi speriem și. Uh, semnează cumva o pace convenabilă sau ceva de genul ăsta. Ăsta este motivul. Deci slăbiciunea Rusiei a determinat aceste amenințări, nu puterea Rusiei. Credeți-mă. Uh, însă, după cum am spus la început, cred că sunt șanse zero și pentru un atac nuclear tactic, nu mai vorbesc de un război convențional. De ce? Pentru că sunt două motive principale. În primul rând că Rusia este susținută indirect de China, și India, la nivel economic, nu neapărat militar, mă rog, și acolo sunt niște semne de întrebare, dar uh, nu poate să este singură, e foarte clar că nu poate să este singură. Și atât liderul chinez, Xi Jinping, cât și premierul indian, Modi, au spus foarte clar, uh, au avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare. Comunitatea internațională a trebui să se opună împreună utilizării sau amințării cu utilizarea armelor nucleare. Deci e clar, nu vor așa ceva. O să vă explic de ce nu vor așa ceva. Premierul indian a refuzat să organizeze summit anual cu Vladimir Putin din cauza amenințărilor de a folosi arme nucleare în zboi în Ucraina. Dacă ne uităm aici, atât China cât și India sunt puteri nucleare, dar au mult mai puține arme nucleare. Nu că ar conta asta, repet, într-un zboi nuclear. Nu ăsta nu e scopul armei nucleare. Scopul lor este să neutralizeze cumva amenințarea nucleară a celorlalte puteri. Adică mă distrugi pe mine, te distrug și eu pe tine. Cam asta e scopul lor, nu e de a fi folosite neapărat. De ce vor acești oameni sau nu vor acești oameni ca Putin să amenințe și să folosească arme nucleare în Ucraina? Dacă ar face asta, l-ar abandona imediat. Pentru că dacă rușii ar folosi o armă nucleară, chiar, repet, tactică cu randament redus în Ucraina, ar deschide cutia Pandorei. E ceva ce multe alte țări în viitor, țări în astea de mâna a doua, țări la marginea civilizației, să spun, s-ar gândi să facă, chiar dacă nu au arme nucleare. Nu e foarte greu în ziua de să faci o armă nucleară ca stat. nu e nici simplu, dar nu e, nu e ceva, o armă nucleară relativ basic, nu e chiar imposibil de făcut. Și atunci, le-ar da idei multor dictatori și madmen din lumea asta și nimeni nu vrea asta. Nimeni nu vrea ca să folosirea nucleară să fie o uh, chestie banală. Pentru că într-o zi s-ar putea întoarce împotriva lor, împotriva chinezilor, împotriva indienilor. Nimeni nu vrea așa ceva, nu-și asumă, pentru că sunt responsabili. Și e logic acest lucru. Vă dau un exemplu. În războiul din Corea, când au fost în anii 50, când au luptat americanii cu Corea de Nord și cu China, când au venit chinezii, valuri, valuri din nord și i-au și -au pe americani în o primă fază. MacArthur, care era general american, un general foarte impulsiv, după cum bine știți, a cerut președintele american, cred că era Truman atunci, dacă nu mă înșel, să folosească arme nucleare împotriva Chinei și împotriva Coreei de Nord și s-a refuzat. În Vietnam au fost discuții de genul ăsta, s-a refuzat, americanii au refuzat. De deci, ce? Pentru că arme nucleare nu se folosesc decât în momente de viață și de moarte. Le-a folosit împotriva Japoniei, pentru că, în primul rând, erau noi atunci, apărusele, Japonia nu vrea să se predea, ar fi pierdut sute de mii de soldați americani ca să atace insulele japoneze, ar fi luptat până la ultimul japonezii și a fost o modalitate de a-i supune. Nu era situația asta în, în Corea sau în Vietnam și din acest motiv s-a dat un exemplu internațional. Nu este nici acum o situație de viață și de moarte pentru Rusia, nu este practic ea atacată, ea atacă și slăbiciunea ei pe câmpul de luptă nu ar trebui să permită uh, de către celelalte puteri folosirea nucleare. Și Putin nu poate să facă acest lucru, să evite ruse, pentru că, repet, fără India și China, în, fără susținerea lor, în câteva luni, întreaga conducere rusă, care ar aproba folosirea nucleare, ar fi, pur și simplu, fie uciși, fie arestați, fie s-ar prăbuși orice mare putere are nevoie de aliați, are nevoie de susținere, altfel pur și simplu se prăbușește în interior, fără susținere externă. Uitați-vă cât a evoluat comerțul Rusiei cu India, cred că s-a triplat sau ceva de genul ăsta ce am în presă economică acum câteva zile cu, in, cu Rusia cu India și nu mai zic Rusia cu China. Deci au nevoie de bani, nevoie de susținere. Deci aliații lor au spus clar nu. Deci asta e un no-go. Și apoi mai e un lucru cel puțin la fel de important, un avertisment neoficial, dar credeți-mă, toată lumea știe că vorbește serios, Petreus a fost general, unul dintre principalii generali ai SUA, în timpul lui Obama și nu numai omul știe ce spune și toată lumea din cercurile puterii mondiale știu că nu vorbește de unul singur, are în spate puterea americană, are în spate pe Biden. Petreus. Ce spune Petreus? SUA ar distruge trupele rusești din Ucraina și flota de Marea Neagră dacă Putin va folosi arme nucleare. Practic, și credeți-mă că ar face asta, fără probleme. Ați văzut cu toții, sper, problemele Rusiei pe câmpul de luptă. De un an de zile aproape sunt în Ucraina. N-au obținut prea multe, din potrivă. Au pierdut enorm de multe lucruri. Asta nu înseamnă că Rusia nu-și poate reveni, nu vor mai fi victorii temporare rusești, mobilizări. Da, categoric. Dar pe termen lung Rusia pierdut războiul. Am spus asta la început. Mă așteptam, tocmai că la început mă așteptam să aibă uh, mai mult succes pe, pe teren și apoi să fie dat înapoi, și, dar nici de la început nu au reușit uh, ce și-au propus. Um, deci, R SUA dă un avertisment clar. Spune clar, dacă folosești arme nucleare, să depășești o limită, o linie roșie, vom distruge toate trupele rusești în Ucraina, poate să facă asta flota la Marea Neagră. Poate să facă asta. Ar însemna, practic, distrugerea elitelor militare ruse. Rusia ar fi uh, înapoi cu, cu 20-30 de ani. Uh, și uh, din acest motiv nu cred că uh, rușii ar îndrăzni să, să depășească această linie roșie. În foarte scurt timp, repet, elitele ruse care ar aproba așa ceva ar fi uh, într-un pericol la propriu viața și libertatea lor. Și probabil că chiar, chiar din interiorul Rusiei ar fi, ar fi contestatari. Nu ar fi la, protest, la, proteste aici, că alea în Rusia șanse mai mici, ci la o parte armate ruse nu, nu vrea să se sinucidă. Cam asta este mare ce am vrut să vă spun. Din acest motiv cred că amenințările ruse sunt doar un blaf, nu e cazul să ne speriem. Cred că am explicat destul de clar de ce nu își permite Rusia așa ceva. Războiul va continua. Am vorbit în alte videoclipuri detaliate despre uh, cum văd eu lucrurile și care este traiectoria istorică, să spun așa, a Rusiei. Uh, aștept părerile voastre, aștept comentariile voastre. Uh, o să urmeze uh, alte videoclipuri. Abonați-vă la acest canal dacă v-a plăcut și vi s-a părut interesant acest videoclip. Cam atât pentru astăzi, numai bine.